Hai, salut! Bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. N-am mai postat de ceva timp. Nu chiar de ceva timp, mulțumesc. În episodul anterior am luat pe bandita Shelly. Am făcut eu rank 16, power 8. Și fraților, s-a lansat noul update pe Brawl Stars. În primul rând, s-au adăugat hărțile astea de bounty și pe Brawl Ball. Dar asta sigur nu vă interesează. Pe shop s-a schimbat și pur și simplu. Și acum bag skin-uri. Și fiți atenți, au băgat skin-uri noi. Sunt 4 skin-uri. Robo Mike, Robo Spike, Mecha Crow și Mecha Bo. Și acum aici pe Star Shop îți apar skin-uri. Adică și poți să colo ăsta acum, cum îmi spune, cu Star Point. Asta se numește Star Points-uri. Cu asta poți să-ți cumperi skin-uri și skin-uri cu culoare. Acum aici arată skin-uri și, și dacă vă duceți la Brawler, exemplu la Crow, nu vă mai puteți duce să luați ce skin așa. Și mare lucru șmecher, s-a lansat un Brawler Tick care de la trofei rău, de la 4.000 trofei, eu l-am deja. O spun, e super șmecher, am jucat cu el. În primul rând, mai este un lucru. Adăugam voce pe Bibi. Mr. Bat says hi. Face bubble. Smack attack. Mr. Bat says hi. Ok, că ați auzit, acum s-a auzit și la ăsta, la Tick, ce voce are. Și la Tara, zici ce, s-a schimbat modelul, acum a făcut un remodel la Tara. Deci, uitați ce șmecher, arată mai colorată, mai deschis la culoare, mai șmecher și are o voce super creepy, adică o voce de odeane de fantomă. Ok, acum că ați auzit și voi, hai să dăm și noi un match cu Tara. Am făcut 4772. Ok. Dar greu am mai făcut 4772. Acum că e vacanța, e foarte bine pentru business. Dar pentru noi copii, pentru alții, ne. Să lasă așa aici, să ce stă în asta. Dar sigur că era Frank, nu știam sigur că era Frank, dar eram sigur că e cineva acolo. Să ia un chest. Yeah, boy. Opa. Penny, ce faci tu? Băi, Frank, crezi că dacă ai mult HP, crezi că putem să vingem? Da, s-a mai băgat și ăsta, cum îi spune, s-a mai băgat și Star Power noi. Și se vor adăuga 3 Star Power-uri pe săptămână. Ok, să punem pauză, Ok, am revenit, hai să ieșim. Un trofeu, desigur, că nu putea să-mi dea mai mult. Da. Acum hai să jucăm o leacă cu cine? Shinky, mă, cu da. Cu Tick, noile Brawler. Am spus că... Și-am mai cumpărat și un skin pe Colt cu 500 de Star Points-uri. Da. Dacă nu știți cum să primiți Star Points-uri, în început vă dă niște Star Points-uri, depinde câte trofei aveți. Și după aia, dacă vrei tu chestul ăla, neapărat. Așa. Dacă ai ăsta, dacă ai 500, 500 de trofei cu un caracter, și termin sezonul, pot obține Star Points-uri, dar mai mult muncă. Deci, cred că fără 15 de bani, 500.
Ok. Moti. Nu te crede tu mare șmecher. Da, cred că o să mergem. Bun, pe tren. Nu am sigur cum merge. Era și... Da, și hai să-și cum acum cu schimb cu... Asta schimb cu... Colt. Am pe Colt normal, Rockstar Colt și Outlaw Colt. Ia, ok. Acum, în mare parte, am vrut să vă prezint să joc cu caracterile astea care au skin-ul sau nu, care skin-ul la lui. În fin. De atunci când pierdeam cu Tara, mamă ce urât făcea. Așa făcea, zice că e bolnavă. Oh my god. O să pun un pic pauză, cum mă deranjează cultul ăsta. Ah, nu, nu asta. De fapt, să nu pun. O să lasă că poate îl bat. Nu cum doresc, să nu fiu nici eu. Ah, yes. Asta îmi doream eu. De la tine, super să... Ce că de la tine spune să-mi amic. Spune nicio treabă cu lucrul ăsta. Și-a dat la ultima ta degeaba. Vreau să mi-i dau un atac. Pot să obțin și eu. Boss, lasă-mă. Lasă-mă la boss. Dacă mi-i dau acum un hit. Headshot! Nu, de fapt nu headshot, dar... O să mai dau un hit, nu putea. Atât de greu, inima... Să stau un pic, să fac și eu ultimata. Mă, în sfârșit. Vreau să văd colpul ăla. Ce? Mi-ai furat power-up-urile. Aici stau aici. Aici se luptă. Logic, m-am făcut și win. Că de ce? Nu win. Nu fac să win. A, da, s-a băgat un pic chestie nouă. S-a băgat voce pe Bibi. Stai că am arătat, doamne. Tot uit că... Mi se pare că e tot uit ceva. Ce să vă mai arăt eu? Cam atât. Ok, cam atât cu acest episod. Eu am fost castravete, că mi-am schimbat numele castravete. Eu am fost castravete. Noi ne auzim data viitoare. Pa, pa.